Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi continuăm emisiunea noastră cu un nou invitat. Avem alături de noi o doamnă doctor deosebit de bună, distinsă și foarte, foarte, foarte apreciată de pacienții ei. Dați-mi voie să vă prezint pe colega mea, doamna doctor Carla Iosip, să rămână doamna ziua, doctor. Mulțumesc de invitație! Medic primar de medicină de familie și doctor în științe medicale. Felicitări, doamna doctor! Mulțumesc, păi, dar îmbătrânește omul și atunci vrei, nu vrei, te mai duci la câte un examen. Sunteți foarte tânără, nu știu când ați reușit să realizați atât de multe lucruri. Dragi telespectatori, săptămâna trecută am vorbit despre consultația la medicul de familie sau, mă rog, consultația la doctor la modul general. Am vorbit despre modul cum trebuie să ne pregătim pentru consultație, despre ce înseamnă consultația, când este consultația la medicul dumneavoastră o urgență și când este nevoie de programare. M-am gândit că e vremea să trecem de faza asta de început și să vorbim deja despre boli. Și întrebarea este următoarea. Care este cea mai frecventă boală a adultului? Doamna doctor, după părerea dumneavoastră, care este cea mai frecventă boală a adultului? Păi, după părerea mea, cea mai frecventă boală a adultului astăzi este dependența de mobil, dar din punct de vedere patologic, că acolo nici nu știi dacă e o boală sau e o dependență, așa ca și de ceva care e la modă, deci așa. Okay. Dar din punct de vedere patologic, cea mai frecventă este hipertensiunea arterială, respectiv creșterea valorilor tensiunii arteriale, o să vedem peste o anumită valoare, peste valoarea de 140/90 milimetri coloană de mercur. Poate că n-ar fi rău să le spunem celor care ne privesc, tensiunea arterială este un parametru care se măsoară, este un parametru fizic care se poate determina doar prin măsurare, cu toată lumea știe tensiometru de mai multe categorii, că în vremea tinereții noastre, când discutam de tensiunea arterială normală, respectiv crescută, se spunea 100 plus vârsta pentru tensiunea arterială sistolică consideram normală, înseamnă că o persoană de 60 de ani, valoarea de 160 mm coloană de mercur pentru valoarea mare era considerată normală. Și pentru valoarea mică, pentru diastolică, împărțit la 2. Da. Practic, 160/80 era considerat, da. Mergeai frumos, îți măsura tensiunea și zicea, da, ești perfect. Așa, doamna, era în tinerețe. Doctor, lucrurile au evoluat între lucrurile timp. Lucrurile au evoluat, sunt foarte multe studii care au dovedit foarte clar că nu se ține cont de vârstă în momentul în care discutăm de clasificarea tensiune arterială, respectiv hipertensiune arterială. Astăzi considerăm tensiunea arterială optimă mai mică de 120/80 milimetri coloană de mercur, respectiv undeva la 110-115 cu 70-80 milimetri coloană de mercur. Poți să spui că mergi să-ți iei un brevet de aviator, că faci, da, treci toate testele. Eu zic să nu-i săpăcim prea tare pe telespectatorii, da, noștri, să menținem așa, să zicem, o valoare modică, 140/90, da? 140/90, așa. Și dacă, așa, dacă, normal, deasupra hipertensiunea. Așa. Și dacă treci de această valoare, exact asta vreau să subliniez și eu, du-te unde? La doctor. Deci dacă treci de această valoare, acum sunt mai multe situații în care du-te la doctor. În mod normal, hipertensiunea arterială, sunt situații în care este asimptomatică, adică pacientul are valori crescute peste limita de 140/90, dar nu are niciun simptom. Deci nu-l doare nimic. Nu-l doare nimic, nu știe. Chiar nu știe, se simte, pentru că poate nu și-a măsurat-o niciodată, n-a fost niciodată într-o situație în care să trebuiască. Haideți să ne oprim o clipă. Vorbim așa, deci are tensiune, nu-l doare nimic. Da. Bun, dar atunci când să încerce totuși să-și caute prima dată tensiunea? Există un anumit prag la care trebuie să te gândești, măi, poate n-ar fi rău măcar o dată pe an să-mi caut tensiunea? Deci există un comportament
normal pe care ar trebui să-l avem, respectiv să ne respectăm starea de sănătate. Așa. Asta ce înseamnă? Înseamnă că cel puțin o dată pe an, la copii nici mai discutăm, că acolo avem examenele de bilanț obligatorii, între 18 și 39 de ani, cel puțin o dată la 3 ani și peste 40 de ani, cel puțin o dată pe an, trebuie făcută o programare pentru o consultație de rutină, prevenție, cu prevenție obligatoriu. Și cu atât mai mult dacă nu te doare nimic. Dacă te doare nimic, n-ar fi bine să stai pentru anul următor. Sau... Deci, obligatoriu exact pentru certificarea stării de sănătate în cadrul acelei consultații. Nu se măsoară numai tensiunea arterială, pentru că medicul va face un examen clinic general, din cap până în picioare. Oricum, ochiul unui profesionist vede și o aluniță dacă evoluează sau vede o pată care ceva nu e în regulă, care poate pe tine nu te deranjează, nu? Se fac recomandări profilactice, investigații care în mod normal ar trebui să le faci numai pentru faptul că ești femeie, nu? Cum este Babeș, Papa Nicolau, ca asta fac așa o paranteză ca să explic de ce e important examenul de bilanț. Doamna doctor, dar... este nevoie să ne gândim că dacă cineva din familie este hipertensiv, mă refer la rude de sânge de gradul 1, da? Mama, tata, frați, surori. Deci, dacă avem pe cineva în familie hipertensiv, e cazul absolut să ne investigăm acest parametru absolut mai des? Absolut, pentru că... există familii de hipertensivi? Absolut. Când discutăm de hipertensiune, discutăm de hipertensiune arterială primară, cea care este considerată fără o cauză aparentă, dar unde antecedentele, da? Faptul că provii dintr-o familie în care părinții au dezvoltat această boală, un anumit comportament, poate, nu știu, abuzul de sare, stresul, sedentarismul, sunt niște factori care și pe tine te vor transforma într-un viitor hipertensiv. Cu atât mai mult dacă știi că în familia ta, și nu numai hipertensiv, ci patologie cardiovasculară în general, dacă știi că în familia ta ați spus există... patologie, mă iertați că vă tot întrerup. Vreau să le dăm cât mai multe informații. Ați spus patologie cardiovasculară, da? Da. Bun. Deci dacă tu ești hipertensiv, trebuie să te gândești la alte boli. Care sunt acele boli care se leagă în patologia asta? Păi... diabetul, probleme cardiace, probleme renale, ce le spunem oamenilor? Da, deci hipertensiunea arterială trebuie văzută așa, trebuie văzută ca și o boală, da? În momentul în care ești diagnosticat cu valori constante peste 140, adică nu că te-ai enervat cu vecinul și ți-ai măsurat o tensiune și ai 140, deci constant peste 140 cu 90, dar hipertensiunea arterială trebuie văzută și ca și un factor de risc pentru alte boli. Pentru alte boli. Și aici discutăm, așa cum ați punctat și dumneavoastră, discutăm de accidentul vascular cerebral, discutăm de boala ischemică coronariană, în general sindromele acute coronariene. Haideți unde să spunem pe nume mai popular, să nu-i zăpăcim din atacul nou. De cord. Atacul de cord, angina, infarctul. Angina. Da? Așa. Boala renală cronică. Sigur. Și hipertensiunea arterială poate fi considerată și simptom, respectiv să apară în anumite situații patologice și în momentul în care rezolvăm situația respectivă să se rezolve și valorile tensionale. Dar aici discutăm de hipertensiunea arterială ca și simptom. Și mai discutăm de hipertensiune arterială secundară, când discutăm de boala renală cronică, când discutăm de anumite endocrinopatii, cum e sindromul Cushing, boala Addison, feocromocitom și așa mai departe. Ceea ce interesează pe toată lumea este, de fapt, hipertensiunea arterială primară. Pentru că, să zicem că eu, în momentul ăsta, din cauza emoțiilor, dacă mi-aș măsura o valoare a tensiunii arteriale, aș avea undeva la 150 cu 90. Dar mă duc frumos afară, mă liniștesc, am trecut de emoție. Și am ajuns la alt subiect. Și ajung la 100. Cum măsurăm tensiunea arterială? Da. Și am ajuns frumos la 120 cu 80 și-s bine. Dar dacă constant, la măsurători succesive, da, prezint valori peste 140 cu 90, cel mai probabil că în momentul în care mă prezint la o consultație medicală, medicul o să-mi stabilească un plan terapeutic.
Cum măsurăm tensiunea arterială? Toată lumea știe, foarte simplu, toată lumea are acces acum la tensiometre. Sigur, conform ghidurilor de specialitate, sfingomanometru cu mercur rămâne etalon. De altfel, adică acele tensiometre cu mercur, da, cu coloană cu, înaltă. Da, acelea rămân etalon, dar din cauza controlului mercurului au ieșit un pic și nu se mai regăsesc în toate cabinetele. Dar un tensiometru mecanic este foarte bun, cu mențiunea ca odată la 2 ani să fie verificat metrologic. Iar acasă pacienții știu că pot să-și procure tensiometre electronice, le arată și valoarea pulsului și valoarea tensiunii arteriale, pot să și memoreze ca să se monitorizeze, dar ele nu se utilizează în cabinetele medicale pentru că dau erori și atunci pot împiedica un diagnostic corect. Ce părere aveți de acele tensiometre de manșetă, să zic așa, de încheietura mâinii? Că am văzut că sunt foarte des utilizate de pacienți, se găsesc foarte ușor în comerț. Da, foarte bine. Deci, în mod normal, în momentul în care ci se stabilește diagnosticul de hipertensiune arterială, pacienții, în primul rând, trebuie să știe că prima etapă în măsurarea corectă a tensiunii arteriale este un repaus de 20-30 de minute. Aia înseamnă că dacă au programare cumva la cabinet la ora 10 și intră numai la 10 și 20, ei să știe că practic sunt în prima etapă în care ei trebuie să se relaxeze, să se liniștească. Recomandările chiar sunt să stea într-o încăpere liniștită, dar acum nu întotdeauna se poate, că mai ai gânduri și mai stai și pe Facebook și îți influențezi, dar ar fi bine să nu se influențeze, că influențează măsurarea ulterioară. Cine ia tensiunea? Cine măsoară tensiunea? Medicul sau asistenta? La prima evaluare și în timpul primului consult medical, atunci când medicul face o evaluare din cap până în picioare, este examenul clinic complet al tuturor aparatelor și sistemelor, medicul își măsoară anumiți parametri, puls, alură ventriculară, tensiune arterială și măsoară medicul. Monitorizarea ulterioară a evoluției poate să o facă și asistenta medicală, nu o face medicul. Dar, de obicei, medicii de familie, acum sunt pacienți pe care îi cunoaștem deja de peste 20 de ani, le cunoaștem istoricul complet, au trecut prin examene clinice complete. Nu de fiecare dată când vin la cabinet, să zicem dacă vin o dată pe lună, o să le facem un examen clinic complet din cap până în picioare. Că nu este cazul. Dar cel mai probabil, în momentul în care am stabilit o situație patologică sau motivele pentru care ei se prezintă sunt noi, față de ceea ce cunoaștem noi la pacientul respectiv, vor trece printr-un examen clinic complet. Și doamna atunci, doctor, există posibilitatea ca pacientul, intrând în cabinetul medicului, să dezvolte hipertensiune de halat alb? Absolut. Deci sunt două situații opuse. Este vorba de hipertensiune arterială mascată și este vorba de hipertensiune arterială de halat alb. Practic, femeile mai mult dezvoltă această hipertensiune. Eu am o pacientă, să știți, de 20 de ani și când știu că vine la cabinet, dau halatul jos de pe mine, exact din motivul ăsta, pentru că nu o pot monitoriza. În mod normal, ea acasă are 140-90 și în cabinet dezvoltă 180-200 tensiune. Și am, chiar protejez aspectul ăsta la pacienta mea. Am și eu câțiva pacienți de genul ăsta și facem altfel. Le ia tensiunea asistenta. Exact. Și după aceea, ea nu-mi spune mie ce valoare a avut, iau și eu tensiunea corect, încă o dată, corect, să văd să comparați care sunt diferențele. Da. Da? Bun, haideți să spunem telespectatorilor. Vroiam să mai spun ceva la hipertensiunea arterială mascată, că sunt pacienți care au efectul opus hipertensiunea arterială de halat alb, respectiv, în momentul în care au ajuns în cabinet, s-au liniștit exact, și valorile lor se apropie chiar de normal. Și în momentul în care îl întreb care este motivul, păi zice, mi-am măsurat acasă o tensiune și acasă am avut 160-100 și în cabinet poate are numai 130-80. E, mai periculoasă este nu hipertensiunea arterială de halat alb, pentru că pacientul în momentul în care pleacă în mediul lui va
avea valori tensionale mai scăzute. Periculoasă este hipertensiunea arterială mascată și trebuie să mergi după pacient la domiciliu, la locul lui de muncă, trebuie să identifici factorii stresanți, pentru că până la urmă acolo trăiește și ăia trebuie îndepărtați. Doamna doctor, punem diagnosticul de hipertensiune așa la prima măsurătoare? Nu. Sau facem în câteva normal, determinări, monitorizăm zicem, o perioadă de timp? Da. Deci, să zicem că pacientul nostru s-a prezentat că are nevoie de o adeverință pentru certificarea stării de sănătate. Hipertensiunea este foarte curent măsurată în situații de genul ăsta. Sau poate că a venit politicos și frumos, a programat pentru un examen de bilanț și noi suntem foarte încântați dacă face așa ceva. Să știți că de mult îmi doresc în România schimbarea totală a opticii și asta numai de la pacienții noștri poate să vină. Vreau să văd un pacient care vine și zice: doamna doctor, eu m-am hotărât să rămân sănătos și să aplic principiile medicinii omului sănătos și în centrul sistemului să stea omul sănătos sau pacientul sănătos, nu pacientul simplu. De mult îmi doresc să trăiesc, dar nu cred că o să mi se întâmple până la pensie și atunci. Știți că am discutat cu foarte mulți colegi acest aspect, dar pentru ca să te poți ocupa într-adevăr, cum spui dumneavoastră, de un pacient așa cum trebuie, ar trebui să nu ai pe listă mai mult de 1000 de pacienți. Ori la noi, în continuare, plata este cea care este. Și atunci, Ana, ce face? Încerci să ai mai mulți pacienți ca să ai o plată mai bună. Asta ar trebui să schimbe fundamental și sistemul. Și nu numai optica pacienților. Și ar trebui mai multă educație în rândul pacienților. Pentru că pacientul s-a obișnuit, mă duc la doctor că mă doare. Corect. Sau mă duc la doctor că am nevoie de un document. Așa sau mă este. Duc la doctor că am răcit sau mi-am scântit piciorul sau mi-am făcut o programare nu știu unde și trebuie bilet de trimitere. Nu, trebuie schimbat ceva în sistem ca să-i facem pe pacienți să înțeleagă că este în interesul lor să vină la noi cât se poate de des exact, și de când repede, sunt sănătoși. Când sunt sănătoși. Mai ales sigur, când sunt ales, sănătoși. Da, pentru corect. Că doar medicul de familie este cel care face și medicină preventivă. Da? Asta mi-ar și atunci dori. Am putea asta într-adevăr să facem mai mult, mult mai mult pentru pacienții noștri. Bun. Deci facem o singură determinare pe loc sau trebuie să facem două, trei determinări deci, la fiecare normal, braț și apoi să facem o medie? Așa este. Deci, care este regula? În mod normal, la prima prezentare, după 20 de minute de repaus, cum am spus, liniștit, se face o măsurare. Dacă valorile tensionale sunt peste valoarea de 140, se fac cel puțin două determinări la un interval de 5 minute. Se face o medie. Și în momentul ăsta urmează un protocol de genul: medicul, dacă nu acuză pacientul nici o simptomatologie acută, dacă valorile tensionale, sigur acum dacă vii cu valori tensionale de 2-20 ca și priza, medicul o să intre în panică pentru că tu ești practic la, chiar dacă nu ai risc foarte mare de a dezvolta, o complicație, o urgență hipertensivă, da. Dar dacă nu există simptomatologie, medicul o să încerce să-ți identifice factorii care țin valoarea tensională crescută. Și o să te roage să te duci acasă și în următoarele 10-14 zile să-ți gestionezi aportul de sare din alimente, să vezi câtă sare mănânci. O să te roage să mergi acasă sau la locul de muncă și să încerci să-ți îndepărtezi factorii stresanți. O să te gândești la ghiocei și să te relaxezi. Ce frumos! Da? O să te roage ca să nu consumi alcool, să încerci să nu fumezi și în următoarele 10-14 zile să renunți la a parca mașina. Apropo de chestia asta, eram într-un taxi și am spus taximetristului adresa exactă, inclusiv numărul apartamentului și a zis: domnul, dar la ce etaj trebuie să mă duc? Atunci mi-am dat seama cât de sedentar suntem, deci da. Încercăm să punem mașina, dacă se poate, direct în fața ușii la etajul sau 3. Pe balcon. Sau pe balcon. Deci să încerci să renunți un pic și să faci un pic de mișcare aerobă, un 30-45 de minute. Tot la prima consultație o să-ți recomandă să faci niște investigații paraclinice, pentru că
Nu se știe cât ai dus pe picioare acele valori tensionale crescute și care a fost impactul lor, chiar dacă tu nu ai nicio simptomatologie a supraorganelor țintă, ochi, inimă, rinichi, după, și tot în cadrul acelor investigații va încerca să-ți identifice ceilalți factori cardiovasculari ca să îți calculeze ulterior un potențial risc. Și după 14 zile o să te roage frumos să te întorci înapoi. Din nou se repetă măsurările acelea tensionale. Dacă ai un tensiometru acasă, o să te roage să vii cu el ca să măsurați și să comparați, să te învețe, da, cum să-ți măsori tensiunea, pentru că probabil o să recomande o automonitorizare. O să-ți facă inclusiv o să-ți identifice factorii de risc cardiovascular, pentru că trebuie să înțelegem valorile crescute tensionale acolo unde nu există simptomatologie clinică. Faptul că eu, să zicem, duc pe picioare 150 cu 100, foarte bine, duc pe picioare, mă simt foarte bine în pielea mea, nu am nicio simptomatologie. Dar în momentul în care am și un colesterol mărit, respectiv primul factor de risc pentru ateroscleroza, plăcile acelea de aterom, de pe coronare, infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral, hiperlipoproteinemia, deci am un colesterol mărit, fumez, sunt sedentară, sunt obeză, am și istoric, Doamne ferește, dezvolt și un diabet, am și istoric familiar, am și o anumită vârstă, în momentul ăla hipertensiunea mea se prinde așa într-o horă cu ceilalți prieteni factori de risc cardiovasculari și cu cât sunt mai mult, cu atât riscul meu de a face în următorii 10 ani. Astăzi chiar calculăm grila aceea SCOR, nu, care ne arată riscul de mortalitate prin complicație cardiovasculară în următorii 10 ani. Deci trebuie să-i lași medicului în primul rând să ai disponibilitatea, chiar dacă tu nu ai niciun simptom clinic, să înțelegi că el nu te cheamă pentru că nu are cu cine să converseze sau nu sunt alți pacienți pe care, sau alte cazuri pe care trebuie să le gestioneze. El, în momentul ăla, a început practic să te trateze când el ți-a identificat factorii de risc și ți-a făcut niște recomandări prin care să încerci să le diminuezi influența, a încercat deja să-ți inducă principiile unui tratament între ghilimele modern, deci asta pe lângă tratamentul medicamentos, respectiv modificarea stilului de viață. Bun, doamna doctor, haideți să ne oprim deocamdată și să spunem așa, deci avem o hipertensiune, da? Nou depistată, îl trimitem acasă să-și monitorizeze tensiunea, îi depistăm factorii de risc, încercăm să-i schimbăm modul de a trăi, să zicem așa. Ei, dar ce facem cu el în perioada asta până se întoarce la noi? Dă medicamente sau nu? Depinde. Deci, dacă pacientul este asimptomatic și dacă identificăm puțin, de exemplu, la valori tensionale de 140/90, dacă nu există alți factori de risc cardiovasculari, se recomandă doar schimbarea stilului de viață. Deci, în mod normal, ăsta este un principiu de tratament. Corect. Dacă vă propun, avem încă o jumătate de emisiune la dispoziție și în acea a doua parte a emisiunii noastre o să luăm, să dezbatem cum facem tratamentul, ce analize facem pacientului. Mai mult, vom dezbate, vom discuta despre complicațiile hipertensiunii. Sunteți de acord? Da, cum să... Așadar, deocamdată vă mulțumim, stimați telespectatori, facem o scurtă pauză, publicitate.